Ion Ștefar, bună seara! Bună seara! Președintele PNL Vrancea. Povestiți-ne, domnule Ștefan, da, așa, epic, cum a fost bătălia de la Vrancea? Pentru bună că seara, toată lumea a fost, cum să spun eu, șocată, ce să spun, da? Cei din presă spunea, domnule, nu se poate, e greu de crezut că Oprișan a fost scos de acolo după 20 de ani. Domnul Mănăstire, vreau să vă spun că nu sunt președintele partidului filiala Vrancea. Colegul meu, viitorul președinte al Consiliului Județean, Cătălin Toma, senatorul Cătălin Toma, este președintele organizației PNL Vrancea. Bun, sunteți liderul organizației. Și ocazie, îl felicit pentru reușita de ieri. Așa cum spunea și dumneavoastră în emisiune, mitul baronului de Vrancea, Potofel, invincibil de altfel și de neînlocuit, a fost spulberat de forța cu care vrâncenii au votat duminică, pe data de 27. Dar care a fost secretul, să zic așa? Oprișan controla toată administrația, avea aproape toți primarii, avea oameni de afaceri, presupun, care finanțau campania, avea oameni în zona fiecare unități administrative. Nu cred că era primărie unde să nu aibă fideli care îi raportau, care îi făceau, care îi dregeau. Cunoaștem sistemul. Domnul a fost Mănăstire, practic o revoltă a oamenilor, să înțeleg. Ce s-a întâmplat? Organizația PNR Vrancea nu a făcut niciun transfer de la PSD a niciun primar, iar noi am fost perseverenți, ne-am ținut linia, am vorbit cu oamenii, am câștigat încrederea și nu am pactizat sub nicio formă în ultimii 4 ani cu PSD-ul. Dar așa, deci, la firul ierbii, domnule ministru, când ați făcut campanie, da? Dumneavoastră faceți campanie de 4 ani. Oamenii ce v-au spus? De ce l-au votat ani la rând, ciclul electoral la rând, l-au votat pe Oprișan? Văzând cât se poate de evident că nu s-a făcut nimica. Sau aproape nimica, ca să fim corecți. Deci oamenii erau disperați că nu mai scapă de Marian Oprișan. Erau neîncrezători că noi, echipa PNL Vrancea, vom reuși să îndepărtăm pe Marian Oprișan din acest scaun unde s-a instalat acum 20 de ani. În această poziție de președinte al Consiliului Județean, el a creat în județul Vrancea o caracatiță administrativă de temut. Așa cum spunea și dumneavoastră, antreprenorii, investitorii, angajate din instituțiile statului, cu toții aveau teamă de baron. Acum, pe data de 27 septembrie 2020, vrâncenii s-au vindecat de corupția caracatiței. Au reușit prin acest vot să se elibereze și să schimbe soarta acestui județ. Prin acest vot vom deschide județul Vrancea pentru investiții, pentru dezvoltare, pentru creșterea nivelului de trai. Marian Oprișan este istorie. El nu va mai reveni niciodată, dar niciodată, în poziția de președinte al Consiliului Județean. Chiar dacă astăzi, zilele trecute, amenința la o întâlnire cu oamenii de afaceri din orașul Odovești, că va rămâne într-un fotoliu și se va întoarce el și îi va popi pe fiecare dintre cei care nu l-au ascultat și nu-l susțin, acest lucru, să știți, dragi vrânceni, nu se va mai întâmpla. Marian Oprișan este istorie. Da, ca în novela cu Alexandru Lăpușneanu, da? O să-i popesc eu. Evident că e vorba, la toată vremea vine o vreme. Mulțumesc pentru intervenție. Aș vrea să-l întreb pe colegul Ștefan dacă a scăpat nu doar de Oprișan, ci și de mama lui. Mama, salut, am scăpat și de mama lui? Bună seara, da, mama lui are diferite forme și dimensiuni. Știm, o găsești în spatele multor tranzacții din județul Vrancea, da. Este un agent imobiliar de temut. Când te aștepți mai puțin, întâlnești pe mama mea, sunt eu. Da. Deci va veni ziua când mama mea, sunt eu, va ieși la suprafață să ne spună cum a reușit să strângă aceste averi nemăsurate. Mulțumesc pentru intervenție, domnule ministru. Revenim în studio, punem harta și